domnule consilier, prin dispoziția numărul 170 din 16 iunie anul curent, domnul primar a convocat în ședință ordinară Consiliul Local cu ordine de zi stabilită și transmisă prin invitații și SMS-uri către dumneavoastră, având pe ordinea de zi 6 puncte, urmând să supune spre aprobare și 3 proiecte de hotărâri care împlinesc condițiile de legalitate pentru a fi supuse spre analiză și aprobare, având în vedere importanța acestora și urgența cu care noi trebuie să ne prezentăm pentru a depunerea unor proiecte care nu suportă amânare. Dau cuvântul domnului primar și domnului președinte. Bună ziua, domnilor consilieri, vă mulțumim că ați dat curs invitației de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna iunie. Da? Iunie. Rog pe doamna președintă să dea curs citirii proiectului de hotărâre și supunerii ordinii de zi. Să citească, dă citire la ordinea de zi și supune spre aprobare. Avem proiect de hotărâre numărul 70. Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbască, județul Bacău, pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 71. Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FNCIMM în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru realizarea investiției, modernizare, renovare și dotarea căminului cultural din localitatea Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău, finanțat prin AFLIR. Proiectul de hotărâre numărul 72, privind aprobarea divizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparație, împrejmuire, școală, Mărvila, în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 73, privind aprobarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații curente interioare Școala Scărișoară în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 74, privind aprobarea devizului general actualizat la data de 25.04.2023, și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea drumuri sătești în satele Mărvila, Scărișoara, Corbasca, Rogoaza și Băcioi, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 75, privind aprobarea indicatorilor tehnice economici și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor pentru achiziționarea obiectivului de investiții generator de curent pe benzină, Greenfield, portabil. Proiect de hotărâre numărul 76, privind aprobarea devizului general actualizat prin anul 2023 și indicatorii tehnico-economici prin realizarea obiectivului de investiții sistem supraveghere video. Proiect de hotărâre numărul 77, privind aprobarea modificării tarifelor SC compania Rompress Service SA, conform raportului expertului cooptat de către ADS Bacău, de către UATI-uri membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 78, privind aprobarea listei de cantități de lucrări și asigurări finanțării de la bugetul local pentru anul 2023 pentru realizarea obiectivului de investiții, reparația acoperișului sediului vechi al primăriei Comunei Corbasca. Mulțumesc, doamnă. Supunem la vot pentru aprobarea ordinei de zi. Sunteți de acord? Da. Mulțumim. O să trec cu permisiunea noastră la prezentarea succintă a ordinii de zi, după care așteptăm intervenții din partea noastră și noi vă stăm la dispoziție care suntem în cazul în care există solicitări. Proiectul numărul 70, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca, a scutut referatul de specialitate a doamnei contabile. Acolo este vorba despre niște virări de sume din partea UNICEF pentru derularea proiectului pe social, asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios, care se desfășoară la centru social la Scărișoara. Deci, dumnealor, periodic transferă sume în bugetul local. Pentru acest lucru trebuie rectificat bugetul, ca banii să poată fi cheltuiți. Și apoi, societatea comercială Servrut,
a înaintat Comunei Corbasca o situație de lucrări pentru investiție, obiectivul de investiție, refacere zona afectată de calamități la kilometru 2+435 pe drumul agricol Scărișoara Rogoaza, așa. Urmând ca noi am trimis-o la Consiliul Județean să vireze sumele, trebuie rectificare bugetară cu valoarea facturii pe care dumneavoastră au înaintat-o spre plată, de 2.063.350 de lei. Și mai sunt proiectele de investiții pe care le-ați văzut prezentate de doamna președintă, care trebuiesc să fie rectificate în buget. Proiectul numărul 71, privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție, nu știu, cred că la Căminul Cultural avem vreo 5 scrisori până acum prelungite, sper ca să fie ultima, ca să putem accesa sumele de la FIR, e nevoie de o scrisoare de garanție la Fondul ăsta Național pentru garantarea investițiilor, așa, finanțate din fonduri nerambursabile. E o procedură care trebuie urmată, trebuie să o prezentăm la FIR. Proiectul numărul 72, aprobarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații împrejmuiri la gardul de la școala Marvila. Școala aflată în conservare. Dacă ați trecut pe acolo sau consiliere la Marvila, știu, el este înclinat aproape să cadă în drum. E vorba de centrul satului, arată rău și arată rău pentru toată lumea. Și pentru noi, ca și administratori ai domeniului public, arată rău atunci la solicitările cetățenilor, a preotului, lângă biserică, acolo arată rău și hai să-l facem că îi ajunge cât are de când e făcut. Proiectul numărul 73, privind aprobarea devizului general pentru realizarea obiectivului investiții, lucrări de reparații curente la școala Scărișoara. Nu l-o focăște cel puțin. Școala Scărișoara a suferit niște deteriorări în interior. Au fost acolo cazați niște muncitori de prin Vaslui. Au fost taxați aferent gradului de daune pe care le-au produs. Societatea care i-a dus a plătit. Banii sunt în bugetul local. Trebuie să efectuate lucrările, având în vedere de reparații interioare, pentru că la anul o să fie alegeri și acolo avem secții de votare și arată jalnic la ora asta. Proiectul numărul 74, privind aprobarea devizului general pentru modernizare drumuri sătești în satele Marvila, Scărișoara, Corbasca. Noi am aprobat proiectul să de hotărâre. Anul trecut, cred, nu mai țin minte când l-am aprobat. Prima dată proiectul integral. Este la dosar hotărârea mea. Este, dar nu mai știu pe unde e. Uitați-vă. Aici? Nu. Bun, în sfârșit, a fost un proiect centralizat pe mai multe drumuri din Comuna Corbasca. Având în vedere oportunitatea care apare în luna iulie de a depune, pe AFIR reabilitare și modernizare drumuri locale în valoare de 1 milion de euro, am solicitat societății de proiectare să separe acest proiect în două proiecte, având în vedere valoarea mare a proiectului inițial, care era de 16.377.000, 19 milioane cu TVA, l-a rupt în două și a făcut două proiecte, adică un proiect în două etape. Etapa 1 urmând să fie depusă în luna iulie la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și etapa a doua, în momentul în care apare oportunitatea de finanțare pe drumuri, da? Și pentru acest lucru au fost actualizate prețurile pe etape, etapa 1 urmând să fie depusă în iulie și etapa a doua în momentul în care o să avem oportunitate. Proiectul de hotărâre numărul 75, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și asigurări la bugetul local a cheltuielilor pentru achiziționarea unui generator de curent pe benzină. Băieții noștri cu care lucrăm în deservire se plâng de multă vreme. E adevărat că poate n-a fost prioritate zero la noi discuțiile cu dumneavoastră, fiind așa tangențiale de mult, dar nu mai pot lucra fără un generator bun. Cel care astăzi este în dotarea noastră este
uzat moral și nu mai poate produce curent liniar, apar fluctuații de tensiune și la aparatul de sudură, spre exemplu, cu electrofuziune se întrerupe procesul de sudare, se strică mufe și atunci o să ne trebuiască un generator. Trebuie și la echipa de pompieri, la SVSO, cred că proiectul numărul 76, aprobarea devizului general actualizat pentru anul 2023, pentru sistemul de aprobare de ăsta, sistemul de supraveghere video. A mai apărut necesitatea unui aviz de la EON de data aceasta pentru racordări a mostului de coexistență. Acum ne trebuie avizul EON-ului ca să legăm fiecare stâlp cu parte, cu camerele care sunt demontate. O trebuie să bugetăm o sumă care modifică devizul, prin urmare trebuie actualizat devizul. Lucru pe care îl propunem. Proiectul numărul 77, aprobarea modificării tarifelor la compania Romprest. ADIS-ul a cooptat un expert specializat pe, eu știu, comparații și au venit aici, dumneavoastră, în tabelă, în anexă la actul adițional, cu prețuri propuse de operator și propuse de delegatar, adică de ADIS. Operatorul propune 481 tona pentru menajer în urban și rural, delegatarul respectiv ADIS-ul, 456, e practic o procedură de negociere pe fiecare sortiment, adică de gunoi. Urmează ca noi să aprobăm în calitate de membri sau să respingem. Da? Aprobarea actului adițional. Îl transmitem la ADIS și în funcție de vorumul realizat, o să treacă sau nu o să treacă actul adițional. Dar atât timp cât mergem prin preț mai mic, eu cred că nu e nicio problemă pentru cineva să... Și ultimul proiect de hotărâre de astăzi, mai erau două, dar n-au apărut încă datele complete. Unul pentru alimentarea cu gaze la care lucrăm și unul pentru finalizarea unui zid de sprijin la Vâlcele, acolo, cu gard și cu ce mare pe el. Proiectul numărul 78, privind aprobarea listei de cantități de lucrări pentru finanțarea de la, finanțarea la bugetul local, pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații, acoperire sediul vechi. El a dus acolo sediul vechi și mai plângea și domnul Irimia, care lucrează la banca cooperatistă, că îi plouă în cap, adică nu în cap, în birou acolo. Da? Și acoperișul este din alt băciment, care tehnologic nu mai este astăzi autorizat. Și am gândit să cheltuim bani și acolo să facem și acoperișul ăla. Și cam asta este ordinea de zi de astăzi, pe care vă propunem spre analiză și aprobare domnilor voastre în ședință publică. Dacă sunteți nelămuriți și aveți cuvinte de laudă sau de ocară, doamna președintă, vă rog să faceți oficiu de a înscrie la cuvânt pe domnii care doresc să adreseze. Doriți să vă înscrieți la cuvânt? Un nou proiect de hotărâre, fiecare cu importanța lui pentru bunul mers al comunității. Dumneavoastră apreciați și noi executăm. Vă rugăm, n-am dat tonul tăcerii, i-am dat tonul vorbirii. O luăm de dreapta la stânga sau din stânga la dreapta? Putem să folosim cadranul acum cu ceasul lui și în sens invers, nu e? Da, am să deschid eu cuvântul. Din cele nouă proiecte care sunt puse în discuții, bine. Majoritatea necesită cheltuieli din bani. Cheltuieli din bani care primăria trebuie să rezolve și să aibă rezerva care trebuie să execute toate lucrurile care și le-a propus. Chiar și proiectele care sunt aprobate, sunt în derulare, este și contribuția primăriei, consiliul local, la realizarea obiectivelor care
au fost aprobate și se continuă aprobarea deviziilor la fiecare lucrare în parte. Din cele ce am constatat, este vorba de școlile astea care nu mai funcționează nimeni acolo, deci sunt în conservare, dar aparțin din domeniul public al primăriei Corbasca. Trebuie să grăbit treaba asta, pentru că am observat că aprobăm și un proiect să obțin un aviz de la E1 în vederea montării camerelor de supraveghere. Trebuie montate camere de supraveghere la fiecare școală, care e vorba de Marghila, Scărișoara, Vâlcele și celelalte școli care funcționează, ca cele două școli, Corbasca și Bacești. Și Rugoaza 1, Rugoaza 2, așa. Deci sunt și acolo două obiective care este necesar să fie supravegheate și să fie controlate permanent dacă se fac distruge sau nu. Dacă o să fie nevoie de modificare, este dată ordonanță sau lege, pentru a fi folosite în alte scopuri aceste spații, dacă se solicită și poate fi dat să fie folosit în alte scopuri, este bine că se poate păstra obiectivul respectiv și nu tot timpul trebuie să aibă grijă primăria de o treabă asta. Este bine că conducerea comunei se gândește la toate aspectele astea de dezvoltare a comunei, chiar dacă populația în scădere, noi trebuie să continuăm modernizarea satelor, modernizarea întregii comuni, prin asfaltare de drumuri, prin proiectul care trebuie realizat cu centrul civic în cele două sau trei sate câte sunt, câte le-am aprobat. Trei sate, da? Și dacă este în atenția conducerii primăriei, este un lucru foarte bun. Sunt de acord cu toate cele nouă proiecte și vă urez spor la treabă. Mulțumesc, vă duceți la îndeplinire. Mai dorește cineva? Hai să zic și eu câteva cuvinte. Sunt domnul primar, a venit în fața dumneavoastră cu nouă proiecte de hotărâri privind, în general, dezvoltarea comune. Toate se referă la dezvoltarea localităților care fac parte din Comuna Corbasca. Rectificarea bani pentru UNICEF. Este un proiect care se desfășoară la centru de zi din satul Scărișoara și e clar că trebuie alocate sume. La fel, sumele care sunt alocate pentru împrejmuirea de la Marvila, reparație școală Scărișoara, generator, care este strict necesar pentru toate operațiunile care se fac la nivelul primăriei Corbasca. Generatorul vechi este uzat atât fizic cât și moral și nu mai produce curent continuu ca să putem face sudurile la instalația de apă așa cum trebuie. Și atunci am venit cu propunerea ca să luăm un generator de putere mare, de 7 kW, plus că putem, la el avem și trifazic, așa că este un generator puternic care sperăm să facă față la nevoile primăriei. În ceea ce privește devizele referitoare la drumuri, ați văzut, v-a explicat domnul primar, un proiect
unitar a fost împărțit în două pentru a ne permite să accesăm fonduri la, din programul de reziliență și redresare. La Rompres n-avem încotro, prețurile sunt mai mici, sunt prețuri unitare, atât la rural cât și la urban, pe categorii de deșeuri și aici aș veni cu rugămintea ca în discuțiile pe care dumneavoastră le purtați cu cetățenii să faceți referire la cele 16 platforme pe care le-am pus în satele componente comune, astfel încât să nu mai ducă deșeuri menajere la aceste platforme. Domnule, platformele respective sunt doar pentru deșeuri selective și nimic altceva. A venit săptămâna trecută mașina, au luat pubelele din platforme cu deșeurile reciclabile în satul Băcioi, sus la Stoica, o pubelă era plină cu deșeuri menajere. În primul rând, se pierde la cantitatea de deșeuri reciclabile. Știți foarte bine, noi avem un prag la care trebuie să ajungem. Dacă nu ajungem la pragul acela, anul trecut, v-am mai spus, am fost sancționați cu avertisment, anul acesta, nu știu dacă o să scăpăm, cu toate că cantitățile au crescut considerabil. Dar e bine în discuțiile purtate cu cetățenii să faceți apel să nu mai ducă decât deșeuri reciclabile acolo. Dom'le, scrie mare pe ele. Hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Nu este mare lucru să citim acolo și să băgăm în ele numai ceea ce trebuie. Pentru că altminteri pierdem la deșeurile reciclabile. Sunt de acord și cu mai multe rânduri, domnul Irimian, care cu Banca Lumina sau cum se cheamă de la Onești a făcut în repetate rânduri solicitări că plouă în clădire, plouă nu numai la el, plouă și în cealaltă parte și atunci este bine că este bine să facem acoperișul, pentru că făcând acoperișul și clădirea se păstrează. În momentul în care plouă de căpriori, se deteriorează și nu este un lucru bun. Eu sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre și cam atât, cam toate. Mulțumim, domnul viceprimar. Rog colegii și cei care n-au vorbit să facă bine să mai vorbească în timpul ședinței și că... Hai să spun și eu câteva cuvinte. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri. Este foarte bine că v-ați gândit la acoperișurile astea, pentru că, așa cum ați spus mai înainte, dacă poți să ai ce ai, dacă plouă, s-a terminat. Mulțumim domnului primar că a venit și la școala veche și că am început băieții lucrările de reparații, adică îl învelește. Da. Și eu le-am spus de atunci că domnul primar nu se fie de acord dacă culoarea nu e la fel cu cealaltă din față. Știți că v-a sunat și v-a întrebat și au zis că fac la fel și că... Păi i-am spus, nu are cum să fie maro atât timp cât cealaltă e gri. Da. Și că v-ați gândit și la celelalte școli, pentru că e foarte bine. Ele trebuiesc... asigurate, nu să știe pe parcurs ce destinații vor avea, că tot în beneficiul primăriei și a comunei, din, dacă să zicem că se va, eu știu, poate să va închiria, poate să va face ceva. Noi sperăm la mai bine, nu? Și poate dă Dumnezeu și rezolvăm și cu căminul ăsta cultural, că e dezastru să terminăm acolo. Să adună toate gunoaiele și toate, ca și cum e un loc părăsit. Da. Și sunt de acord și cu ăsta, cu supravegherea video, pentru că, uite, nu știi ce se întâmplă, cine vine, care, cum, să realizezi și să fii pentru binele la toată lumea.
nu mai e, adică să fie toată lumea mulțumită, că nu poți să mulțumești chiar pe toți, dar atât cât timp vede că se face, este foarte bine și cu drumul cealaltă la Rogoaza, că s-a început, că va circula microbuzul școlar mai ușor și... Poate intră și un autobuz. Poate va fi nevoie și... Exact, că sunt copii mici, am văzut că mai sunt 1, 2, 3, mai chiar în corul spre capăt la Rogoaza și n-ar fi rău să treacă un autobuz și pe la ei. În principiu sunt de acord cu tot ce am propus și Dumnezeu să ne dea putere și să mergem mai departe. Întrebi pe 77. Ce? Întrebi proiectul 77. Mulțumesc. Altcineva? Curaj! Găină de mânte tai. Domnul Cătuș, ce părere aveți despre ordinea de zi? Sunt de acord cu domnul, ai făcut? Ce să zic? Sunt binevenite pentru comunitate. Mai ales în special cu școlile astea. Care intră în conservare și trebuie. Dacă rămân așa, rămân ca zidul, nu știu care. Ca zidul Tângerii. Da. Zidul Berlin. Da. Nu am vrut să zic așa, că după aia iau mi-a dat bucăți din el. 10.000 de euro bucată. Foarte bun. Mai așteptăm ce o să fie. O mai vedea. Așteptăm, sunt de așteptat. Dumnezeu nu știe dacă se mai dă de cineva de acolo, dar e dificil să fie bine făcută, că sunt întâmplă după aia, ca părăsele de la voce. Da. Și mai ales că sunt încet rogumat de casă și îi scurt buruienile pe acolo. Da. Nu știu ce o să întâmplă de acolo. O să rezolvă și acolo. Ce pot? Nu știu ce o să fie. Și mai ales e și chiar pe centru. Sunt câteva la rând acolo. Să finalizează, să vopsește, să... Cine o să facă de prima? Că să dăm de... Ministerul Educației, care a inițiat. La grădiniță, te refer. Nu, și la casele părăsite și la grădiniță. La casele părăsite ține de fiecare gospodar din noi, știi? Adică degeaba, dacă tu pleci și trăiești bine în Germania, ai uitat de România. Vin acum și la taie toate burile. Cine? Că sunt mulți care nu mai au rămas părăsele. Să nu te atingi de ele. Sunt o grămadă de la Tâmca, de la... Atunci sunt pe islazul de Hârtimii. Lasă de islazul, dar vreau să știți. Să și vorba asta, să știți, mai avem un centru aici, la familia Baba Dimitropol. Familie de... Acolo sunt băieți. O lasă așa. Dacă ai curat să intri acolo, s-ar putea să nu mai ieși. Dar nu cred că poți să ieși să intri. Nu mai nimerești poarta. Nu știu, trebuie făcut ceva și... Trebuie făcut ceva și ceva trebuie modificat. Este legea care ne dă voie să mărim impozitul pe venitul la 500% în condițiile în care oamenii nu își îngrijesc și nu vin și plătesc. Impozitul fiind mărit, probabil o să creeze un debit pe care nu o să mai poată plăti și atunci scoți la licitație casă. Că așa trebuie, că de la poral la două case acolo, după urmează de restul la... Da. Cindorou și tot, o să vedem că de mașinul local o să luăm hotărârea asta, pentru că trebuie făcut ceva și cred că trebuie curajul de asuma. Păi asta e. Nu poți să lași într-un sat frumos niște smocuri de iarbă care... Dau aici, rău la imagine și aici la Corbasca, deja când intri... Mai avem la ieșirii Corbasca. Păi nu, dar eu mă gândesc să intri ca să faci acolo curățenie și să defrișezi, să poți să lași livada care doar să cunoaște, că un arbore vechi se cunoaște, nu? Dacă intri acolo, să te dea o judecată, ce-ai căutat acolo. Da. Și atunci nu mai bine îl codonogești tu. Păi n-ai cu cine să corespunde. Trebuie știința, că... trebuie simeris. Da. Nu știi care o să vedem, căută soluții. O să luăm, să facem o evidență separată a problemelor ăstora și o să găsim soluții pentru ele, că nu putem să le lăsăm așa. Cred că ar trebui făcut fiecare sat, un primar. Fără discuție. Cine locuiește, cine are, cine n-are. O să mergem într-o vizită de asta din Marvila până la Pogles și o să vedem. Le identificăm, le
facem pe o listă separată și atunci luăm măsurile care se impun. Iar acolo căutăm... la familia Bortă, iar sunt, nu da, știu, cine, da, care, da, cum sunt acolo. Sunt în Franța, cine știe, cine, nu știu, dar dau succesiune. Dar și ceilalți, fata, cine acolo, ce? Acolo e Nelu care se ocupă de fata, de verișoara lui. Da, 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 dar acte era Bortă, altele, nu, le-a vândut la altcineva acasă. Da. Acte era altcineva. Da, ne-a Alexandru cât o trăit, o vândut la altcineva. Și tocmai după ce a murit tante, au găsit acte. Nelu săracul spera să rămână proprietar, dar eu... Da, probleme, probleme de ale noastre. Și vecinii noștri. Dacă mai e cineva care vrea să... Domnul Dumnezeu. Am și eu niște întrebări. Ia, dragă. Câte loc... Deci ați spus că ați fost și ați controlat toate pubelele? Absolut toate. Așa, doar la Băcioi ați găsit problema asta? Da. Și la Scărișoară, spune, cum ai fost și la Scărișoară. Și la Scărișoară. La Scărișoară au luat tot. N-au văzut ei, m-au răsturnat și la bază. Cât îi costă un coș de ăla de gunoi de selectare pentru acasă, zic? De la mic? Un coș. E vreo 100, cred că 50-60 de lei. 150. Am văzut eu prin mare. 150-147. Cât e amenda? Cât crește, dacă nu îndeplinim chestii de reciclare, cât crește... preț pentru gunoi selectiv? Sau care e amenda pe care o vom lua? Mai mare, amenda e mare. Bun. Ar trebui împărțit amenda pe care o vom lua în caz de nu îndeplinim chestia asta. E o chestie logică, așa. Da, 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 așa. Da, da, da. Mai rectificăm câteva bugete așa pe acolo, pe acolo, pe unde mai puteți, unde nu e chiar o urgență. Așa. Și ar trebui luate coșuri din alea. Eu, după cum văd eu, un bătrân de 80 de ani, putem să-i facem scris, putem să-i scrie pe poartă, putem să-i scrie oriunde, el tot nu o să înțeleagă. Am cazul de față. Așa. Până nu, galben e pentru aia, roșu pentru aia, verde pentru aia. Eu cred cu timp, adică o să înțeleagă treaba asta. Cum ați mai mers dumneavoastră, ați mai verificat la fiecare. Dom'le, uite, am găsit așa, nu îi luați gunoiul, sau el o să înțeleagă odată și odată, mă gândesc eu. Nu, e sigur. Nu se duc, nimeni nu o să selecteze acasă în coșul lui de gunoi, să ducă el la coș, să-și ia gunoiul, bidonul, hârtia, plasticul sau metalul. Niciodată. Aici s-au strâns, probabil, pe la Vale, vor să sunt magazinele, da, n-au unde să dea. Dragul magazinele. Magazinele au în spate. Aici bun. S-au strâns numai de la cetățeni, la fel la deal. Magazinul de la deal are tomberoane aparte, deci numai de la cetățeni s-au strâns. Da, ideea că ar trebui luat, făcut ceva în privința asta. Dacă vreți să ne, gata, să ne situăm cât de cât la o localitate care are pretenții de localitate din Uniunea Europeană. Așa văd eu lucrurile. Vreau să mai zic. Ați spus că ni s-au mărit, acum, deci avem un... alt tarif. Da. S-a micșorat. Deci la 481 sau la 456? 56, pardon. Da. Asta e un act adițional pe care ar trebui să-l votăm, nu? Dar el trebuie aprobat de Consiliul Local. Eu votez pentru că sunt... Primarul este delegat prin hotărârea pe care o luăm astăzi să voteze. Propunerea a zis către un preț. A zis către un preț. Dar asta nu înseamnă că o să-și accepte treaba asta. Asta e o nevoie propunere. Nu știm noi ce investim în acestei acțiuni. Se poate reține contract. Dacă nu se acceptă, da? Există soluția rezilierii unilaterale. Dacă tu nu ești de acord cu mine că îți propun ceva, deci asta analiza e făcută de un expert cooptat, care este imparțial și nu ține nici cu unul, nici cu celălalt. Au căzut de acord ca să aduc un expert care să facă analiza respectivă. Da. Prețurile sunt cele care expertul le-a cântărit și le-a apreciat și astăzi avem o... comparații pe care cei doi o luptă. Operatorul versus Adis. Vreau să fac o precizare, dacă mi-este permis, vis-a-vis de taxa asta. În luna martie am respins o hotărâre cu privire la taxele propuse de Romprest. Da. După respingerea la nivelul județului prin Adis, la toate OAT-urile, inclusiv Consiliul Județean, Romprest a venit cu noi tarife către Adis, ceea ce înseamnă noi, toți la un loc. A fost analizate la nivel de județ,
tarifele astea propuse de Romprest au fost diminuate datorită unui evaluator, așa cum a spus domnul primar. Ele au fost prezentate delegatului, a luat la cunoștință de ele. Noi ni le însușim ca fiind cele stabilite de un cadru legal, că mai mult se poate, și atunci Romprestul va lua la cunoștință hotărârea la nivel de județ și nu va putea să, dacă contestă, își pierde obiectul de activitate. Ce a făcut delegatul ăsta, expertul, a făcut să constate că între ce a cerut ei și ce este corect și legal, au mai diminuat, din punctul meu de vedere, nu sunt mari diferențe. Au făcut o chestiune de genul ăsta, am un compromis între Atins și Romprest, ca să mă exprim mai delicat, în așa fel încât să meargă mai departe colectarea de jur, care nu se poate opri niciodată și atunci am mai dat jos din câteva cifre. În rest, va trebui să ne conformăm. Asta e. Ideea e că dăm și foarte mult cu noi și o să dăm în continuare. O venit ăsta cu. Faptul că dăm noi cu noi este atributul local. Și el crește, cum spunea domnul Vice, luna septembrie, s-a luat acum 8 tone pe comuna Corbasca, s-a ridicat o până săptămâna trecută. Nu-i mult 8 tone, sunt și 30 de tone. Da, s-a luat acum și în luna următoare. Camerele vor funcționa în luna august? Obligatoriu, sper. Da? Da. Eu am să fac o propunere la domnul primar și fața dumneavoastră în prima ședință din luna iulie, sau dacă cumva mai facem voie extraordinară, în luna curentă, să intrăm pe site-uri, să consultăm bine, să obținem un preț, să achiziționăm o din asta care zboară. O dronă? O dronă. Și cine operează? O leu să învață. Deci cineva o să facă ceva. Deci cineva o să poată face cu un curs de pregătire. O dronă și butoaie de apă. Ai o trimiți în teritoriu. Dacă dăm domnul funar, îl duce la el, la roșie. Te vede nivel, înregistrează de pur, mai ales că vor fi pe izlaz acum depozitate din tot felul. Bine, odată ce a spus că avem dronă aia, nu știți. Pe izlazul comunal nu mă pot duce. Păi nu, dar... Până una la una de interval, de timp. Spus din intersecții strategici, vreți să spun. Aici ai ieșit, ai ieșit din sat, la intersecții. Obiectivele. Și cum dovedești că l-au pus pe la unde duci cu căruța? Dar unde duci cu căruța? Să plimbi, domnule. Cu căruța, cum o luați? Nu, nu, nu. Vezi ce căruță? Da. Nu, cu fapte, acolo trebuie. Păi nu, atunci când ai văzut pe cameră cu căruța, atunci trimiți drona, într-un fel. Eu cred că trecând 17 ani, local mai decărat cu o dronă. Trimis în secret, și rog la jurat, cum mai frumos. Voi vreți că vă dau cine sună? Cine e minciunat? Dacă mai e ceva... Apropo, vreau să spun și domnul primar, care sunt persoane, au umblat doamna cu cititul apometrilor, oamenii fac scandal că o ia turi când ajunge. Sunt persoane, este persoană care lângă mine, ăsta, Ticu, care spune că vrea că nu pot să spun cuvinte care o ar și pe primar și pe viceprimar, are 23 de milioane care e deflată. Da. Oare nu se poate... și tu îți grăde în continuare și faci toate chestiile. Și sunt multe, multe. Altul zice, dau drumul la cârcă, la mine, la mine, la poartă, dau cu ghioa ca în cap primar. Păi, dar nu e așa. Să iei ce mă legătură cu problema asta, adică ne-a plătit oameni. Dar deschis poarta, stați un pic să mă duc să-mi fac fregea. Și i-a închis poarta în față și eram lângă doamna Lidia. Ai luat deci, de drum de voi? Nu, domnul Lazar. Să-și facă freza. Am crezut că... Uite că doamna casier nu mi-a relatat... Iar băiatul a zis, doamne, eu ce să fac? Că nu pot intra peste dumneavoastră. Este apometru, este în stradă, vin curte. Eu știu, 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 gata, mulțumesc, da, n-am știut, dar mănâncă sunt 23 de milioane, urmează, bani acolo. De luni încolo, eu nu știu, m-am... Și la noi la Vulceni, la Vădăuța, acolo trebuie... închis. Nu plătește nimeni, să-ți vă 40 ceva de milioane, mi-a spus la copilul. Niciunul nu vrea să plătească, că nu are casă, pe nu vrea. Le-a spus, vă tai. Tai, nu știu. Dar îi vine... Cine le-a băgat apă, dacă... Când trăiau părinții. Trăiau părinții, da. Da. Dar îi vin. Vine seara și pleacă... Domnul am cerut doamnelor casier după terminarea cititului apometrilor să vină cu referat de la mine. Deocamdată n-am primit decât de la doamna Rusu pentru Marvila, cred.
și pentru, pentru Vâlcieni câteva cazuri pe care le știți dumneavoastră, domnul Drăghici. În legătură cu Scărișoara vreau să derulăm o acțiune compactă la care am să rog să participe. Da? În primul rând vom merge la cei care au bazine. Vreau să văd dacă sunt contorizate cantitățile de apă care se magazinează în bazine. Dacă sunt contorizate, n-am nicio problemă. Asta e. Asta au gândit dumnealor să facă în detrimentul celorlalți și nu pot. Eu, de exemplu, în Consiliul Local, acum câțiva ani de zile, am luat o hotărâre să taxăm separat consumul de apă. Adică peste 100 de metri cu pe lună să taxăm dublu sau ceva de genul ăsta. Prefectura ne-a luat în cap cu hotărârea. A spus că este discriminatorie și că nu putem să facem genul ăsta de taxări pentru că ar însemna să restrângem drepturile omului care plătește. E adevărat că plătește, dar e la fel de adevărat că sistemul nu poate să dea mai mult decât consumă unii. Și cei mai mulți din cei care consumă, gen domnul Sandu, consumă pentru că ori nu registrează, ori în curtea dumneavoastră există ceva ramificații care îl ajută să ocolească aparatul de măsură. Și noi numai la domnul Sandu. Domnul Sandu stă la băut și dumneavoastră vorbește la băutură. Deci nu are. Dacă mă găsesc cu el, îi intrăm pe unul. Nu are cum să vorbească cu mine. Sau să dea cu ghioaga, e mai greu. Sunt alt și nu prea ajunge la mine. La Scărișoara sunt probleme mari și dumneavoastră aveți experiența să mai fi închis vreo două sisteme de alimentare la Scărișoara. La ora asta este în practic închidere. Scărișoara și Marvila este fezabil numai de mult. Îl ținem cu găfâind așa, îl ținem pentru că am, luna trecută, spre exemplu, nu aveam bani de curent, nu aveam bani de pompe, am schimbat două pompe la Scărișoara, dar noi nouți amândouă. Nu mai aveam bani de nimic. O trebuie să trimit femeile în așa și când trimis la Vâlcieni, spre exemplu, casiera și zic, 400 de lei încasări, doi oameni într-o zi, vine să-i bați. Și nu-ți vinovați săraci oameni, că toată lumea se întoarce. Când aud din încasat, păi nu, că ăla își face freza, ăla își face pantoful, ăla își face nu știu ce. Ei, lucrurile astea nu mai pot continua. Ești obligat prin contractul de furnizare pe care l-ai semnat să facilitezi accesul casierului încasator, ori al oricărui om care vrea să verifice la aparatul de măsură. Scrie în contract, acolo e articol distinct. Ești obligat, te-ai obligat prin semnătură, ai semnat matare acolo la capătul contractului. Să facilitezi, să asiguri, da, accesul acolo. De ce nu faci lucrul ăsta? Păi îți faci freza și a doua zi, dacă eu știam de asta, a doua zi treceam la o gaură eu la poartă, în locul frezii. Eu fac repede. Dar nimeni nu l-a spus pe ăsta. Păi, dar noi auzim acum, nu? Și eu prin strafa noi Stanciu Gheorghe am ce Stanciu Gheorghe trebuie? Și, așa, și mai sunt și... Doar putem să se comunicați acolo. Dar au contracte, domnul privat, și au refuzat să se citească de către persoane trimise. Există un articol în contract de reziliere unilateral. Fără discuții, fără discuții. Păi eu trebuie să iau referatele de la doamnele casier, să emitem o dispoziție în baza căreia facem ce trebuie făcut. Că dacă mă duc acum și tai apa, și vine și mă reclamă, știi? Doamne, mi-ai tăiat apa fără ce motiv? Trebuie să-i aducem la cunoștință, că e procedură administrativă, fără discuție. O să facem lucrul ăsta și credeți-mă că eu personal cred că la Scărișoara se poate pune, să pune pe picioare sistemul. La ora asta toată lumea consumă pentru că nu registrează. Și nu numai la noi, din păcate, să știți că și Pâncești se plânge de celor și Tătărăși se plânge de același lucru. Omul fiind inventiv, sistemul fiind prost și noi așa l-am moștenit, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne plângem pentru chestia asta. Primul lucru la care trebuia recurs la începutul lucrărilor, aparatul de măsură la limita proprietății. Și astăzi ne scutea de 1000 de discuții despre sistemul de alimentare. De 1000 de discuții. Da, în momentul în care aparatul, căminul este la poartă, de acolo, în curte, poți să faci ce vrei tu. Dar lasă mie dreptul de a te controla când vreau eu. Vedeți ce probleme are? Merge la poartă, pe casierul se mai amândouă. Nici măcar bunul simț ăla de acasă de 7 ani, nu te învață ca să le rescuiesc câți femei, doar atât. Văd două femei care vin și citească. Să duce să-și facă freza, mea Lazar, auzi. Foarte bine, făcut. Poate și chelierul, da? Da, și fără chelierul. În legătură cu soluția domnul Munteanu de dotare cu recipiente individuale pe colectare selectivă, eu am avut o discuție, cred că acum vreo 2 ani de zile, cu domnul director de la ADIS. Era vorba să fie implementat un proiect de ăsta pe, la nivel de ADIS, de dotare. Și asta încercăm și noi să mai ocolim cheltuielile publice care
nu ne sunt chiar așa de la îndemână. Dacă țineți minte, în momentul în care am accesat platformele astea pentru, deci am făcut un calcul și o simulare și pentru cât ar costa dotarea persoanelor, a locuințelor cu tonderoane de astea, recipiente individuale, suma era destul de mare și zic eu că pentru data respectivă nu erau sume pe buget care să ne fie... Atunci, cu 2 ani, da? Dar nu acum 2 ani, că anul trecut cred că am rezolvat, am socotit treaba asta. Acum așteptăm rectificarea și vedem ce putem face și în condițiile în care de la ADIS semnalele sunt slabe, că nu știu dacă mai veni cu dotări dumnealor, ne-au dat un masaj deocamdată, masaj pe care noi îi folosim, de exemplu, ieri pe cursurile de apă sau alaltă când am fost. Și tot timpul pe unii găsim depozite de astea neconforme, trebuie să mergem să adunăm de acolo. E cel mai urât sentiment pe care poate trăi un om. Când te duci și adun gunoi o altuia, zici să mori. Și ăla de la 416 are demnitatea lui. Și mi-e greu și mie, ca conducător astăzi la primărie, să-l pun să adune gunoaile lui nenea Gheorghe, care e nesimțit și nu ține cont de nimic. Dar, în sfârșit, vis-a-vis de camerele astea de supraveghere, este totul montat pe stâlpi. Nu putem monta camerele pentru că domnii de la Delgaz și de la E.ON ne-au cerut niște lucruri și am avut o discuție, domnul secretar, chiar ieri, cred, vis-a-vis de amabilitatea noastră de a da drept de servitute dumnealor ori de câte ori vin și investesc. O să fim și noi mai atenți și acum gratuit. Și gratuit, de cele mai multe ori, de fiecare dată. O să fim atenți de acum încolo. În momentul în care primim... Spuneți cât o costat un aviz de la ei sau... Vreo 50.000 de lei costă numai avizele la Delgaz Grid și la... Pentru la care, EU, da? 500 de milioane. 500 de milioane de lei, da, ca să fie... Și ei au venit... Am plecat la investiții de 100 și ceva de mii și am ajuns aproape de 300 cu avize și autorizații și tot felul de prostii. Dar n-ai cum să te pui, că e stâlpul lui, nu-ți dă voie, nu-ți dă... În sfârșit, asta e, ce să facem? Cam așa mult cerișire. Păi asta e treaba, ce să, dacă așa sunt prețurile piață, nu... Da. Deci știi că... A vrut să-ți scupi cimentul, pun și eu 10.000 la... Ca să faci un proiect, ești condiționat de avize, ei speculează, au stabilit taxe, care sunt arbitrare la un moment dat, că ei doar le stabilesc, nu poți face niciun fel de opoziție niciunei instituții de genul ăsta, să spui că tariful este mare sau este eliberat cu întârziere. Unele avize vin după 6 luni, domnul primar s-a săturat de ani de zile. Și atunci vă dați seama. Și noi le dăm gratuit pe perioada existenței construcției, adică montării unui stâlp, 100 de ani, da? Gratuit. Da. Acces, intră, face ce vrea. Pe terenul administrat de Consiliul Local. Ei ne condiționează... O să mai se întoarce, să vedem, că am văzut că sunt taxe pe... Ne duce pe codul fiscal și vedem ce... Că putem să ne dăm și pe taxe, atât timp să scrise în lege, de ce să nu le aplic, știi? Până la urmă, tu încerci bani și pentru că îți deschid ușa. Deci tot ce nu plătească. Tot ce înseamnă rețele care traversează domeniul public, pune-le la plată. Că e de la E.ON, că e de la Orange, că e de la nu știu cine... Ai cablul întins și dăm bani. Dacă scrie legea, până la începutul anului am... Deci eu plătesc avize din bani. Prelungit un contract la o stație de telefonie mobilă care este amplasată pe izlazul comunal și care venise cu o ofertă așa la mișto pe care am respins-o în prima fază, după care am renegociat cu ei și le-am cerut aproximativ la prețul zilei de la începutul anului cât era euro și n-am mai comentat deloc. Dar ce le convine să-și demonteze stația? Da, da, dacă nu eliberat și îi puneam să plătească și penalitatea de întârziere pentru eliberarea terenului. Când au văzut că lucrurile nu stau chiar așa, au acceptat oferta din prima. Că ne rugau, când ne-a dat hârtia? Dar știți, cine să plânge în piață? Ăla care are, știi? Ăla care are, niciodată nu se spună că are. Asta e povestea. Da. La nivel de informare, eu sper că v-ați uitat în vitrina noastră cu trofei și ați putut observa că au apărut trofei noi. Echipa de membri voluntari ai serviciului voluntar la, de la situații de urgență ne-a făcut mândri și eu am fost alături de ei și domnul viceprimar, domnul secretar, la etapa județeană, la etapa locală și la zonală, de fapt, a fost și la etapa județeană. S-au clasat pe locul 1 la faza zonală, au călcat în picioare tot ce au fost concurenți
și au demonstrat că și înzestrarea și pregătirea lor este peste orice așteptare a oricărui individ care, eu știu, a apreciat la ora respectivă acolo. Și la faza pe județ, considerentul de care eu astăzi mă sprijin este că au fost furați. Și îmi pare rău să vă spun că au fost furați pe față. A dat timp cât un dispozitiv de intervenție nu funcționează, nu descarie niciun Buhușul. O profitat ca prin urechile acolo a trecut chestia asta, că cei de la ISU care au fost în juriu, comisia de validare au validat proba dumneavoastră și au câștigat locul 1. La fel eram pe locul 1 și acolo și mergeam la Neamț la faza pe zona Moldova, adică Moldova, da. Dar asta nu înseamnă că n-am lăsat o impresie extraordinară. Eu am venit cu inimă cât... La unde a fost concursul? La Târgu Ocna am fost ultima oară. Și masa și dansul când e? Masa și dansul când, în urma hotărârii noastre, pentru toate bănuții care sunt bugetați tot azi rectificare și o să le dăm banii și atunci voi putem și dumneavoastră într-un cadru festiv să le dăm și premierea, să le dăm... Să le dați ceva din indemnizația dumneavoastră, capul. Dar ce-au făcut? Domnul Lăcătuș, salarul dumneavoastră! Domnul Lăcătuș, o să vrea, așa. A fost doamna primar de la Horgeș, de unde avem atâția tine. Și iarăși a fost un motiv de bucurie pentru mine, pentru că dumneavoastră au venit cu contabile la primărie, cu ce au și acolo funcționare, ca să pui sară gardul la 50-60 de ani. Și zic, doamnă, să vin cu una corbați ca tine. Mobilizați și motivați să vină la... Păi vin de plăcere. Vin să demonstreze că sunt tineri, că au capacitate de exercițiu și... Da, foarte, foarte mândru de contracte de voluntari care au drepturi prevăzute de codul fiscal, aprobate de hotărârea dumneavoastră, prin care pentru antrenament au o sumă de plată în funcție de numărul de ore pontate, pentru obținere de locuri 1, 2 și 3, printr-o aceeași hotărâre de Consiliu s-a stabilit pentru locul 1, 500 de lei, locul 2, 300, locul 3, 200, așa ca un stimulent pentru a motiva persoane voluntare în cadrul sistemului nostru voluntar, urmând ca domnul primar să dispună și noastră să, adică să propună, noastră să aprobați, cheltuielile pentru finalizarea clădirii, pentru staționarea mașinii de extinție incendii, care va fi dotată cu tot ce trebuie, vom dota și serviciul cu echipamente de protecție, consum și chiar de concurs, în așa fel încât anul următor, domnul primar să propună ISU, organizarea etapei zonale la Corbasca. Și nu vom fi dați deoparte, pentru că vom notifica domnul prefect cu privire la modul cum s-a desfășurat concursul în cele două etape, în așa fel încât la comisiile care vor fi pe perioada următoare să participe oameni care să aibă responsabilitatea asigurată, da? Și să nu cadă sub anumite presiuni la care fac cei care sunt interesați să obține rezultate care nu-i onorează dacă fură, având în vedere faptul că am greșit, domnule, este un concurs și să câștige cel care este mai bun. Dacă ne furăm unii pe alții, avem impresia că suntem mai buni, dar de fapt suntem niște hoți, nu? Adică furăm un concurs. Nu avem atunci nicio performanță. E păcat. Băieții ăștia au dat totul. În cele două etape, și eu am fost prezent la una din ele, în afară că te simți bine că ai cu cine să vii în față, da, este și faptul că ei ca tine realizează că sunt de folos comunității și că fac ceva, că nu-i obligă nimeni. Nu au să răște contract care nici nu crede că mai primesc ceva. Nu au făcut doar pentru bani. O fac pentru o plăcere și este un colectiv bine reprezentat. Da, e un lucru extraordinar pe care trebuie să-l păstrăm. Sprijinim. Da. Sumele sunt mici în comparație cu ce auzeam noi la faza pe zonă. Sumele sunt mici, la alte primării se dau jumătate. La noi cu ce să ne dați așa de acolo. Și așa, domnul primar, am luat-o ușor, că ce am zis, bugetul e
Dacă aș fi tânăr, m-aș spune ăla. Îmi propun 50% pentru băieți din solda mea și sper să urmați exemplu. Oricum îți rămâne asta nouă ei, că vedeți și n-ai semnat. Păi de 50% la mea. Ea a fost că domnule 50% la băieți. La cine? 50% din ce nu e. Sper să nu urmați exemplu și doar de 50%. Nu, din pensie nu. Da, supuneți. Putem la vot pentru... Hai să dăm acolo, băieții. Da, vă rog. Ok, sunteți de acord cu proiectul numărul 78? Alo, atenție, domnilor! Da! Abține? Împotrivă? Nu. Sunteți de acord cu proiectul numărul 70? Sunteți de acord cu proiectul numărul 71? Abține? Nu. Sunteți de acord cu proiectul numărul 72? Nu mai conform. Sunteți de acord cu proiectul numărul 73? Sunteți de acord cu proiectul numărul 74? Sunteți de acord cu proiectul numărul 76? 75? L-ați spus aici. Sunteți de acord cu proiectul numărul 75? Da. Și ultimul proiect, numărul 77. Vă mulțumim, domnilor consilieri, vă urăm o zi excepțională, spor la treabă și să fiți atenți, să rămâneți sănătoși.